Echipele de volei din prima ligă națională urmează să înceapă pregătirile pentru noul sezon competițional. Prima echipă sălăjană care se reunește este Volei Club Municipal Zalău, care se pregătește de Cupa Campionatului European de Volei, reunirea lotului Zeloan fiind programată pentru data de 1 august. Volei Club Municipal Zalău va juca 16.000 cupei Campionatului European de Volei împotriva formației Guberneon Nizhii Novgorod, formația rusă încheind precedentul sezon competițional pe locul 4 în Rusia. Gruparea zeloană s-a mișcat bine în această perioadă de transferuri, astfel că la Volei Club Municipal Zalău a ajuns în această vară jucătorii Leonardo de Lagnol, Adriano Lam și Marian Bala, iar echipa zeloană mai pregătește încă un transfer. Cealaltă echipă sălăjeană care promite multe noul sezon competițional este CSF Nișimnul Silvaniei. Gruparea șimneoană a ocupat locul al 9-lea în precedentul sezon competițional, iar pentru anul acesta obiectivele sunt ceva mai mărețe. Clasarea în primele 6 sau chiar primele 4 locuri din Liga Națională. Formația șimneoană se va reuni tot la începutul lunii august. Pe lângă faptul că Phoenix a transferat un număr important de jucători, gruparea șimleoană mai pregătește încă un transfer prin care să definitiveze lotul. Campioana României, CVM Tomis Constanța, se pregătește pentru duelurile de foc din Liga Campionilor. În grupele Ligii Campionilor, echipa constanțeană va întâlni echipa poloneză Jastarbi Wieghiel, formația originară din țara Semilunii Roșii, Halsbank Ankara și gruparea austriacă Hipo Tirol Innsbruck. Echipa poloneză a reușit să termine sezonul competițional pe locul al 3-lea, după ce în meciul decisiv pentru locurile 3-4 a învins echipa Bijok cu scorul general de 3-1, respectiv scorurile 3-1, 2-3, 3-2 și 3-0 în ultima manșă. Echipa turcă s-a clasat pe locul al 2-lea în recentul sezon competițional, la fel ca și echipa austriacă Hipo Tirol Innsbruck, care și ea s-a clasat pe locul al 2-lea în Bundesliga, după ce a pierdut finala împotriva echipei SK Pojonica cu scorul general 4-3. Finala ligii austriece fiind dramatică, primul meci a fost câștigat de formația Pojonica cu scorul de 3-1, confruntarea următoare fiind adjudecată de gruparea din Innsbruck cu scorul de 3-2. Următoarele două confruntări fiind câștigate tot de formația Hipo Tirol Innsbruck cu scorul de 3-2, respectiv 3-1. Și celelalte echipe din Liga Națională Română se pregătesc de noul sezon competițional. CSU Niradej va începe stagiul de pregătire pentru 1 august, iar până atunci conducerea mai are în vedere încă 3 transferuri. CS Dinamo București se reunește în august, iar deocamdată nu are nicio noutate în materie de transferuri. Celelalte grupări din Liga Națională vor începe pregătirile tot la începutul lunii august.